Când la Dunăre, de data asta cu specialitatea casei, încă fierb. Partidă scurtă de 24 de ore. Avem după noi lansete de crap și mașina e burdușită. Păpusă Nicu al meu, de ajungă toate. Toată lumea aceea. Rămâne să ne auzim de pe marginea. Țineți aproape. Suntem pregătiți, ca să zic așa, ne-am găsit un locșor. Îmi place că are plaje, are tot ce trebuie. Avem și agățătură în partea stângă. Acolo intenționez să bag 4 bețe de crap. În dreapta lor, ca să zic așa, o să vedeți pe filmare următoare, o să pescuez la feeder. Și eu și Nicu. O să ne îndepărtăm puțin de unde să mămim cu porumb, nu vrem să producem. Avem plăjnițe, avem țânțar și muște, deci e combinația perfectă, nu știu cum să vă spun. Ne-am dat cu o soluție, sperăm noi să fie și bună. Domnul infractor, ia veniți să comunicăm aici cu membrii și cu abonații canalului și nou veniții pe canal. Sperăm noi să pese în abonarea aia acolo. Doar pescuim pe sălbatic, nu? Salutare. Nu suntem sălbatici, pescuim pe sălbatic. Asta e... Sălbatici sunt în apă. Da, asta e proiectul. Avem o zonă cu întinsură, după cum spuneam, da, Nicu a văzut, l-am luat cu mine să coborâm aici, să vedem, să studiem un pic zona. Să luăm cadrul de sus de aici. Am luat, deja a apărut cadrul garantat din ce noi vorbim acum. Urmează să coborâm și cu cadrul acolo jos la baza acțiunii. Voi lua doar etapele importante, dar o să vă arăt și monturile, nu e nicio problemă. Poate că nu voi face în seara asta, dar mâine dimineață, dacă ne permite timpul, o să vă arăt. Dacă nu, vă arăt la final, deci nu e o problemă. Veți vedea monturile. Oricum, pescuiesc cu două cu fir de păr și două sunt puse pe silicon, două silicoane, unul mai mare și unul mai mic. Pe unul vreau să folosesc boabe de conservă și pe unul vreau să folosesc direct din boabele acestea cu care noi vom momi, adică cele fierte. Da, nu sunt fierte foarte mult, sunt semi tare, așa, un pic cât să se îngreuneze, să ne rămână pe fund. Vreau să dau cu ele să mă mez la baza agățăturii, pentru crengile alea de copac ne va ține acel porumb acolo. Da, cât va rămâne, nu contează. Nu avem foarte mult, nu avem cine știe ce, dar va fi suficient pentru partida noastră. Da, nu trebuie să dăm un sac de porumb, pentru că nu stăm 3 zile aici. Da, avem o găleată, cred că are vreo 10 kg. Până în 10. Cam așa, fierte își dublează volumul un pic. Probabil și va fi ce trebuie. Am pescuit așa și la Gogo și în toate părțile, a dat randament cu porumb cumpărat, cel la pungă, acela vidat. Acum nu, avem natural fier. Am adăugat eu puțin aromă de ananas și cam asta e treaba. Asta este zona de noapte. Deci oriunde te-ai duce pe zona asta aici, cea mai bună activitate o ai noaptea și dimineața. Nu știu cum este pe timpul zilei, oamenii spun că aici pescuiesc la ten.
Vă spun sincer, nu că n-aș ști sau că nu sunt cunoscător de așa ceva, dar pescuitul ăsta necesită zile, da? Necesită 2, 3, 4, 5 zile pe care poate el le are, eu în schimb nu le am pentru că trebuie să stau și m-am și altceva de făcut. Dar vor veni și perioadele alea, nu e nicio problemă. Dar nu sunt străin de acest pescuit. L-am practicat, îl cunosc destul de bine și voi încerca să vedem o intercepție dacă reușesc. De ce pun feederele în dreapta lansetelor? Pentru că toată nada se va duce pe cursul Dunării, cum cade, și automat se va duce către patul nostru de nadă de boabe de porumb. Și agățătura. Clar. Deci toată nada va circula în zona aia, automat peștele va veni. Da? Noaptea se trage către mal, pentru că avem întinsură și se adâncește brusc. Urmează să sondez și să vă spun exact despre ce e vorba. Nu știu, nu cunosc locul, n-am pescuit niciodată. Aici știu doar zona, ca să o numim așa. Că vin băieții la frontieră, ne dau târcoale pe aici, ne-au oprit și pe dig sus. Deci cam gata cu vorbăria, că pierdem timpul, da? Deci acum e în dezavantajul nostru, urmează să coborăm în jos, vom lua cadrele, vă rugăm pe Nicu să filmeze acțiunea de la nivel și ne auzim dimineața cu filmările de aici, da? Dacă vom face ceva, dacă nu vom face, asta este. Noi ne încercăm norocul, sperăm noi să prindă la public. Încă o dată, el... Îl învăț pescuitul la feeder și sper să-l prinde cât se poate de bine. Sper să fie bine. Prima oară de bețele de craf, că sunt cele mai delicate, ca să zic așa. Vom pescui cu plumb de 160-150 de grame. Voi face 2 plumb fix. 3, de fapt 3 plumb fix și un momitor tot de 150 de grame. E foarte simplu, un plumb polisant, rombic, două stiluri de mânturi, una pe fir de păr și una cu silicon. Uite, vine un coasă de răzăvăți. Asta o făcui pe drum, în mașină, nu e ceva wow. Este că e un pescuit de așteptare și necesită timp, dar am zis că dacă tot stăm pe aici, de ce nu? Imediat vă voi arăta. Așa arată. Este un cărlig de la Carp Expert de 4 carp cu un silicon pe care o să vin cu o igliță și o să bag babe de porum de conservă, că ăsta permite conservă, celălalt cu firele de păr permit boabe de găleată fiert. Unde e ăla? Ăla la suport. La suport de pământ. Din portbagaj. Fier forjat de 6. Nu ne jucăm. O baracuda Storb 3.9 mărime cu lunetele de la Hakuyo pe tamburul de rezervă de 8.000 cu 0.40 pe el. Cel mai bine e să vă reglați de aici bite-ul. Nu trebuie nici foarte, foarte, nici prea prea. Pentru că avem o agățătură acolo. Care nu ne permite să fugă foarte tare, da? Poate să fugă, dar nu foarte tare. O fână cât să nu rupă. Bine. E propriu spus. Poate să aibă 20 de kg să rupă ce aici. Credeți-mă. Este un sub 2 de 0.40. Împreună cu un forfac de cărlic de 0.22 textil de la CPK. O să coborăm. Se vede la seta cealaltă unde am pus-o. Cu asta voi veni în stânga ei. Mă voi apropia de acel copac. Deci voi avea două și mai vin cu încă două aici pe întinsuri. Dar tot porumbul va fi aruncat către copac. Astea alte două vor fi ce își vor lua din feederele noastre, da, din momeala feederelor noastre. Cam atât, momentan. Facem repede la strema, avem două și cobor cu toate, le mufez și o să cobor cu Nicu și vă arăt în joaca și la feeder și la pescuitul ăsta de greu și tot așa. Ne vedem. Filmăm montura. Încă nu ne-am apucat, sunt făcute feederele mare parte. Dar prima oară o să
Mă interesează nu neapărat momeala, că oricum se arunc boabe de porumb, dar să stea acolo, să pice, să pice unde trebuie. Sper că nu vă iubi la asta, nu-i cred că nu. N-are mult de cred, are 200 de ani. A atins fundul. Numărul 1. Mergem la numărul 2. Asta am lăsat-o băgată să văd pe unde, unde ajunge. Și ajunge bine în față. Asta o să fie pe boabe de porumb de conservă. Căutăm ceva mai. Bă, sturut ăștia. Da, să știi că când le-au pus în conservă, le-au pus chiar frumoase. Le-au ales pentru tine. Numai frumoase. Dacă vrei, am de silicon. Nu, nu. Am și la borcan. Bubițe la borcan. Da, da. Tragem ușa. Ia. Nu, intră decât două. Mai bagă. Mai bagă. Nu mai bagă. Lasă. Nu are decât să ia cărlicul. Ia că pe mine mă interesează că făcui, când faceți un pic mai lung forfacul, deși e posibil un anti-tangă. Mai crezi că o să stea? Da, o faci așa. Cred că aici cea mai bună era mămălica. Ce? Mămălica. Și asta e că ajunge pe, ajunge pe fund și se eliberează. Uite, îi fac centru de greutate, vezi? Da. Mă interesează să nu se dea ăsta, știi? Adică să nu se încălcească în lansiu. Atât, nimic le vom mai verifica la 3-4 ore. Nu necesită. Avem fier de păr aici. Imediat să mă duc să iau niște boabe. Vom pune tot, ia uitați, 3 bobe. Sper că se vede destul de bine. Mai întâi le băgăm, după care vom adăuga un opritor. Feligul este de 4. O chet mic aici. Ținem de aici să nu ne înțepăm. Și împingem așa. Eliberăm aici.
gata și imediat vă voi arăta. Ăștia sunt foarte mulți, că de obicei se cam pierd. Vede că sunt de unică folosiți. Nu mai că scos, știu ce vrei să-mi dai, dar scos. Am zis că îi separ, dar stă mai bine așa, știi că nu-i pierd. Numai că acum nu am ce să fac. Iau mâța pe asta. Se răzbună. Dar cum prinde? Dacă tu l-arunci în apă, el ce sunt muște? Asta trebuie un pic lăbărțată. Pune-te aici. Se zice mai să mă înțăpați voi cu cărligă, nu pește. Ia uite, domnul, ce sunt sarci târcoale de la mine. Ea vrea să mă muște de nas. Ha? Ea vrea să mă muște de nas. Bun, avem un stopper. Uitam stopperul către boabe. Am lăsat distanța mai lungă un pic. Deci toate sunt... toate sunt într-un anumit fel, da? Că am zis, bă, nu știu cum mănâncă. Poate mănâncă așa, poate nu mănâncă deloc și tot așa. Faceți așa. Asta are 160 de grame. Faceți aici o numire mică. Bine, eu consider că feeder-ul este baza, dar am zis că dacă tot am ajuns, o să încercăm și la greu. Ce avem de greu? Ai grijă la crengile din spate. Păi poți să arunci de aici, de lângă mine. La următoarea am și eu o dorință. La următoarea lansetă. Vreau să nu arunci mai departe de vârful crengii. Și chiar dacă arunci mai departe, nu mai mult de un metru. Un metru jumate. Chestia este că le bagă în prag orice ar fi, știi? Știu, dacă arunci, vei arunca mai sus și să-ți aducă plumbul. E cam puternic. Observ că plumbul e destul de gri. Dar m-aș mulțumi să rămână plumbul undeva la un metru jumate, doi, mai sus de vârf. De vârful crengii. Vrei să vin aproape să-mi spui? Nu, că vreau să vadă băieții acolo. Suntem aceleași că sunt țărină. Băi, suntem obișnuiți. Ne mănâncă ei pe noi, mâncăm și noi pe ei. Au fost multe dăs când s-a prins, de exemplu, la porumb de, porumbul de conservă. A făcut, într-un mare fel, a făcut legea. Astea nu avem pretenții la momitoarele astea, că oricum, vă spun, nu stau. Astea pot să eu pun așa ca să fie ce fac acum. E un TTX, deci nu făcurăm o risipă foarte mare de ceva anume. Cât să-mi țină mie cărligul, să mi le libereze acolo. Cărligile fiind groase, spart. Mai pune o bucățică de nou de peste. Peste cărlig, peste codița la cărlig. Nu, costă.
Din nou atenție la crengi. Așa arată tabăra mea. Ne pregătim de noptat și în același timp și de pescuit. Am aici un copac căzut. Două feedere, deja voi pune starleții, nu stau cu ele la discuții. Așa arată porțiunea mea. Îl avem pe Nicu, care este la circa 20 de metri de mine și lângă el sunt cele patru lansete, lângă acel copac aproximativ. Am dat porumb acolo și cam asta e treaba. Voi pescui cu metod și cu momitor, cu leg de 12 și de 10. Vedem care vă da cel mai bun randament, ca să zic așa. Ce să mai? Să avem fire întinsă și sper să facem treabă. Bună dimineața de la Dunăre. Ne-am odihnit și noi un pic. Slabă activitate noaptea, a luat Nicu câțiva morunași. Nu, n-am mai putut să rezist, m-am dus și m-am pus un pic la somn. Pentru că cunosc specificul zonei astea, mănâncă dimineața. Și o să mă apuc să îi vâr boabele astea fix în fața feederilor. Nu ce trage, nu e,
mă, legioane. Mă, omoară un kilo. Mă, mă, ce-i ăsta, mă? Bă, mâncață. Morun, mă. Bă, are un kilo ăsta, mă? Da. Morun ăsta. De Dunăre. Ce-i mă, șlapanul ăsta? Morun ăsta. Mâncalaș. Mare captură. Așa, prima de dimineață. Până una alta, hai să vă arăt și aici. Hai mă, Daniel. Ia ce pe felii. Dar dă Finescovici. Bună dimineața! Deci după cum vedeți, avem și activitate, să vedem și la ce intensitate o să dăm de el. Am luat 2 pe asta, care așa l-a intrat aici, și pe cocos mi-a intrat morunașul ăla mic. Trebuie să mă apuc să fac aici muncă patriotică, am dat și cu babe de porumb și am ieșit din clipsuri, voi da la vizual pentru că am aproximativ precizia, ca să zic așa. Hai, ne auzim de jur de aici, să vedeți toată acțiunea. Escuescu, monitorul de la Fidarix, 60 de grame, e arhi suficient, ca să zic așa, pentru ce facem noi aici. O să îmi salt aici găleata cu... Momeală, că este mult mai accesibilă, ca să zic așa, la nivel. Scuzați mișcările absolut lente, toate punctele de vedere, dar nu mă trezic, am căpăcit. Să știți că e mult mai eficient vomitorul. Mult, mult. Față de metod, cel puțin aici în curent, să zic așa, că anulează stilul acela coșuleț, ca să zic așa. Haideți repede să o facem și pe asta altă, să plecăm în dublaj cu ele, să vedem ce se întâmplă. Uitați, avem și prag de iarbă în față, se vede aici că recuperăm pe firul de iarbă. Sper să vă placă filmările astea de acest gen. Eu vă spun sincer că le ador, mai ales că vede tot omul ce faci, ce stil practici, cum îl practici, cum nădești, cum omești și tot așa. Pescuim cu două fidere, una este de 3-9, respectiv cea pe care am luat-o în mână în clipa aceasta, un Shimano Aero. Ia să vedem. Acolo. O lăsăm să plece, tot așa o țineți în mână, exact cum procedam la porțile de fier. Ia, la un moment dat ajunge în fața mea, după care eu voi lăsa să se miște natural, iar aici în partea dreaptă, să nu mă mai întrebați, am un Dome Power Fighter de 36 pe care
o voi livra aproximativ în același loc. La fel o țin și pe ea în mână. Să vedem ce spun domnițele. Vorbim și revorbim de un pescuit de finețe. Este singurul care arată peștele în clipa în care celălalt nu se hrănește. Mai vin aici niște oameni la fel, nu au făcut cine știe ce. Noi avem și lansetele de grâu băgate. Le-am mai verificat eu azi noapte înainte să mă duc să mă odihnesc un pic. E tot ok. Uitați, vedeți, dacă observați o mică greșeală, deja am făcut-o la cea din stânga. Trebuie să dau un pic mai tare. O idee. Dar nu e problemă, pentru că voi recupera trăsătura. Stăm un pic pe trăsătură și dacă nu dă randament, o luăm din nou și rearuncăm. Să zic așa. Sperăm noi la ceva capturi mai considerabile, gen cum a luat-o Nicu pe aia, nu mă supără nici mornă, dar să fie mari frumoși. Uitați că eu nu aspir către morunașul ăla. Morunaș mereană nu. De asta și stau pe momitor. Hopa, e bine. Ha? Păi? Bă, sincer, na, ești un pic dezamăgit, știi? Da, ce nervos. Hai că scăpai unul mare frumos. Da, și la mare scăpai. Măricior. Da, cred că a avut pe la un chel. Un chel, un chel și e. Și m-am ajutat pe Fiderică, unde e colegul. Am avut. Frumos, da? Păi avem și noi, am dat porumb la alea, uite, sunt puse exact lângă pomă, uite, alea patru. Dar nu am, o singură dată a ciocănit una și atât, aia a fost. Știu, păi asta am zis și lunii, că se ridicase acolo, am zis, las-o, bă, că dacă e să dea în aia, la ce cârligeam acolo. Da, da, păi da, a scăzut. Azi noapte era până aici. Lasă-l aceea lângă mine. Bă, ce necază mi-ai dat. Pe stânga scade bine, dacă îl prinzi aici, să-l ții pe mine. Hai că pe aia nu cu agăței, o mâncai decât a dat. Vezi că filmez. Auzi? Mă scuzați. Parcă văzut eu trăsătură așa și pe dreapta. O să vină, că dacă pune botul, rămâne agățat. Ce ați gătit aici? S-a plinit mă deja. Mai cafea? Până nu bui pe tot. Ia uite. Ha. Mi-l faci cadou, da? Ce?
Ial, dar vezi că are decât spin. Păi da. Mai am călige cu, dar de fapt... Ia uite. Drept. Hai, apropie-te. Păi lasă-l să dea ca lumea. Nu vezi și urmă lângă. El mănâncă. Nu băgăm forța. Nu, știu bă, că mă... Hai, bă. Hai, mă, tăi. Ce e asta? O gâdie. O roagă frumos. Hai. Ia. Nu, nu, la deșeidei. Nu, la... Ălea de la CB, de cocos. Asta e pe cocos, din drept. Ia uite. Stânga. Îi plac ringersurile alea, fii atent. Care? Alea roz. Tot la alea, nu? Bă, da frumos fă ăla. Aici am să, aici, că e apa mică, că nu mai gata, acum cobor, dar dacă nu... Nu văzui minciogul, știi, să fie lângă mine, coborăm acolo la nivelul apei și îl luăm de acolo. Eu cred că o fac pe aia de trinul, de... LCO. Oare cine mă enerva în halul ăsta? Măi... Hai mă! Rămâne el agățat acolo. A, păi dacă ești hoțoman ăsta, stai că știu eu ce să fac. Măcar pun una, să vedem cum pun asta. Da. Ești legat niște cârlige de la Trabuco, că-s mai groase un pic în care. Eu am unul gros și pe ăla intrăm urunașul. Se bagă pe ăla? Ăla-l mare pe cârlig mai gros, îl luai. E inclusiv carasul. Ia vezi, parcă ți-o slăbește. Pe care? Pe aia de tras să le ia. Am 20%, la am 20%. La asta din stânga. Bă, dar fin mănâncă. Sus. Da? Asta știi ce ai de făcut cu el, da? Hai, și te apropii la buza apei. Hai, cu pup și cu aplauze. Așa ca de bună dimineața. Ai făcut mișto de pește. Pa. Cheamă-ți frate. Și surorile.
Se pare că... Asta este nada noastră folosită. Am folosit ceva de la Carpenergy cu făină de pește. Ele vin în conținut și cu o punguță mică de pelete, cam așa, pe care le adaugi. O să cobor până la Nicu să vedeți și dumneavoastră substratul, ca să zic așa. Mergem să strângem sculele, am strâns și bețele de crap și să vedem ce feeling avem, că poate ne tragem și la o prăjineală pe aici, dacă tot suntem pe canale. Uitați ce malabă avem aici. Hai, domn frățile, că de-abia te miști. Hai, strânge, cară, bagă, ia de colea suport, ia lansetele. Hai cu tata, mă. Hai cu tata, mă? Hai cu tata. Cum o duc să strâng din partea lor? Păi, aceea te aștept vre la un jet. Mă vadă și băieții. Hai? Terenul, uitați că a scăzut. Era apa aici, seara. A dus un metru și... Asta e. Schimbăm locul, poate schimbăm și norocul. Să sperăm. Hai, ne auzim. Eu sunt Alex, Nicu. Bă, și tine, azi am pe la noi. Slab, foarte slab. S-a curat unde pescuim. Nu se vede absolut nimic pe mal, am curățat tot. Ne auzim. Plecarăm să căutăm niște locuri, să vedem, poate un dat de el pe aceea. Avem și prăjini după noi, avem cam tot ce se poate avea. Pește să fie de muzica. Pește să fie mai accesibil. E greu. E o partidă cam dificilă. Mai dăm. Ne aducem pe Dumnezeu să vedem dacă ne găsim locul acolo la Bistreț și ne durăm jos aici să vorbim, ci că prinseră somn un pitic, că canalul e și care stau în batale. Oamenii așa-i zic batale, da. Da, mă, denumire sigură nu știu. Măleele, mă rog, și ajunge aici. Și se irigă din balta mare, care tocmai ce ați văzut-o pe filmare, despre ea este vorba. Deci, în mare parte, sunt mașini, dar nu stăm, că nu e treabă de făcut. Dacă vedeam și eu ceva, sau rămâneam, vă dați seama că rămâneam, convenea. Da, așa. Dar ea nu știu unde e. E în spate. Cum mergem noi acum cu fața spre est, este spre vest, în spatele nostru. În partea de sud, pe dreapta, ai Dunărea, pădurea. Și ca atare noi o să coborăm spre Dunăre. Ianușul e în spate și ai undeva la vreo 15 km până la el. Poate chiar mai bine. Nu, mașca nu ne mai permite deja 12. Bă, da, o luăm pedicul de protecție prin dudăi. Mă rog, dai să vedem ce e acolo, că e mai bine. Păi, ce să mai e, o parte de-a doua, ca să zic, la filmul precedent de l-ați văzut. Am plecat de acolo și ne îndreptăm către altă locație. Unde sperăm noi să facem ceva mai productiv, adică nu că productiv, să fie activitate, înțelegeți? Să ai, bă, stai cu motiv. Zonele le cunoaștem, drumurile sunt uscate, totul e în regulă. Problema este că nu găsim peștele, asta nu mai e în regulă. Deja devine problema, ca să zic așa. Dar ce să mai, nu mai e loc de taină, de regrete și de absolut. V-am spus, deci anul ăsta
a fost dezastru. Deci n-a fost ca în trecut. Și noi suntem peștele și nu-l găsim. Da, deci nu suntem noi de vină ca pescari. Uite, unde am stat în filmul precedent, au venit doi băieți acolo care pescuiesc cu zilele, adică 3, 4, 5 zile, ce tenori am văzut acolo. Unul dintre băieți spunea că de 15 ani bate zona. Da. Deci oamenii știu, este un pescuit pe care îl cunoaștem și noi, dar nu relaxați total. S-au pus la masă, la liniște, da, s-au făcut lansetele. Asta e stilul, înțelegeți, trebuie să stai mai mult. Cunoaștem și noi, dar deocamdată nu ne permite timp. Momentan, vor veni și zilele acelea. Mă uitai la montură identică cu ce v-am făcut eu. Deci a filmat Nicu când l-am rugat să filmeze, deci nu e ceva străin de noi. Boabele tot așa da, prefierte. Dar băieții de acolo mi-au zis că... Chiar dacă plecăm cu mâna goală, noi suntem obișnuiți. Da, deci ca să vedeți, deci oamenii vin la capturi mari. Capturi record, am văzut ten de 34 de kilograme, luat acum câteva zile acolo tot de ei. Deci, da, pe mine mă lasă... Asta e zona unde s-a mai prins pește frumos. Nu înțeles, știu, eu, dar rup mașina, de ce te băgăște pe aici? Ca să pierdem timpul de aia, să spun eu. Dacă n-am trecut, nu pierzi timp. E vorba de 30 de secunde, 40. Să cobor neva de aici. Asta e unul dintre locuri. Ai deschizut corectul. Da. Și e loc frumos. Poți să dai cu... Facă, cred că se vede aici. Da, sunt locuri sălbatice, locuri de prăjini, locuri de încercat, unde dai, dai de crab de aia mare cu lusai, da. Și ăsta e al doilea. Ciortanii, să știți că se bagă, care vreți activitate, că ați văzut cum e cu un ciortanel de la un kil pe prăjini, e senzație. Noi căutarăm și asta, dar nu... Uite aici, ăsta e locul unde l-am văzut alături, cu prăjina. Nu e ce ne convine nou pe stilul nostru, trebuie să căutăm. Haideți, revenim, ca să zic așa, ne auzim de pe malul, nu știu, al Dunării, la vreun canal din ăsta. Noi sperăm că Dunăre, că pe Dunăre plecarăm de acasă, acum ce vrea cel de sus. Ne-am descurcat până la urmă, am revenit la Bistreț, mă duc să iau jupenică cu un scaun. Și am făcut o lanțuță de spinning, are el un maver de la vechi, uitate de mult, dar nu contează, ideea este că e de spinning și sperăm noi să nimerim năluca, să atace avatul, că atac, aici chiar e avat mult. N-am dat, nu știu, am avut câteva tentative de spinning, dar între feeder și spinning nu e o mare diferență, pentru că ambele sunt de finețe, ca să zic așa, a mulinetelor, a modului de a mulina. Așa că hai să trecem și în un alt stil. Mergem jos, punem telefonul în piept și dăm la manivel. Până face Nicu feederele, să vedem dacă e activitate pe feeder. Dau cu asta până mă uisătura. Stați aici. Folosesc un ăsta de... Se duce către fund, o să vedeți imediat. Și dacă îl lași moale, se saltă. Deci ceva în gen mimează chestia asta așa. Înseamnă cu un cărășel. E... E foarte activ avatul. Desfăcuși? We'll be right back.
Da, m-am răzgândit, nu e de mine spinning-ul. Să... O să mă apuc de combinații de ăștia de ale mele. Mai un viermuș, mai ceva, mamă, cum miroase ăsta, Niculea a mort. Așa, am făcut o montură cu 50 de grame, un ac ultra mega mic. Punem un viermișor. Așa, îl tragem pe cărlig ușor. Uite. Și acum facem ectuat. Nu vrem să dăm foarte multă nadă acolo. Să vedem pe unde ajung cu ea. Ia. Așa arată nada. Tău car pe energie este. Nu mă abat. Să vedem ce o fi. Îl băgăm, uite, așa. Facem o mini înfigere și acum să văd cum dau copacul ăsta deasupra capului. O să dau cu grijă. Așa, într-o parte, cum îmi place mie. Să vedem. Îl așteptăm pe domnul Peștic. Să vedem ce zice. A vermișor. Trecem și pe bobiță de porumb, dacă încercăm de toate. Că l-am pe Nicu aceea, pe Nicu șef. Șeful peștilor. Nu vrea deloc. Nu vreau doar. Păi tu-i cu el. Vreau să vă vermușul ăsta, ce zici? Tare curios sunt să văd dacă... ce luăm, dacă e ceva pe aici. Nu, să știi că nu m-ar supăra niște oblezadei, așa. Deci dacă ar intra, aș fi cel mai fericit. Mamă, ce roșioară frumoasă! Tot feeder-ul face treabă. Uite-ți. O să încerc pe coșulețul ăla. Strategia e relativ simplă. Uite cum rămâne nada.
Nu aici, pe cărliguțul ăsta mic. Până în 2 vermișuri. Se pare că și domnul Nicu se sătură de spinning. Cred că e. Da, ai ajuns până mădva oaselor, ca să zic așa. Ia să mai încercăm un anseu. Băgăm așa cotorul sub scaun, că mi-o mai ridică odată. Nu stai atent. Gravi. Hai băieți, când v-ați distrat ultima oară la oblet? Un culisant, nu știu cât are, 2-3 grame, pe textil și un forfac de fluoro, carbon de, nu mai știu de când ai băie, dar e mic în orice caz. Și dăm la vârf, cu lansituța de spinning. Ia să vedem. E răpitorul aici. Văzut, Nicule? Vă spusei? Ha? Filmezi, da. Ai gonii, deci. Ești să tupiști.
Tu gândește că sunt unii care se duc la concurs și dau cu feeder-ul după ăștia. Tu îți dai seama ce-o fi în sufletul ăla? Ce ai, bă? Mamă, dar înțapă că ăsta e berea cu el. Asta e distracția copilării. Ai răbdare, că știu eu ce fac acum. O să înțelegi. Ia uite cum fuge după ei. Nu trag la nimeni rău, mă uit pe fir. Am ochelarii, sunt polarizați și văd foarte bine firul ăsta. Și în momentul când s-a întins, trag și eu așa un pic. Cam asta ne-a fost partida așa mare cu feeder-ul, cu lansete de greu, cu nădit și toate cele. Haide să vi-l arăt și pe domnul Nicu. Domnul Nicu cred că vede 4-2 zile. O zi și jumătate. Mâine seara ne vedem. Ce să mai e, foarte obositor. Deci nu mi s-a părut, nu e nicio scade foarte rău. Se pare că cred că este afectat peștele din chestia asta. Toată lumea vorbește și se vaită. Urmează cote numai și numai pe scădere. Deci nu știu când o să mai facem o partidă, dacă o să mai facem, probabil că o să ne tragem tot pe zona Mehedințului, dar nu, urmează Oltu, urmează perioada cu ciortanii și vom încerca să dăm de ei spre Vâlcea în partea cealaltă. Cam așa am procedat în fiecare an. Să vedem și la Dunăre dacă va mai fi treabă de făcut, dacă nu, nu știu, poate niște partide la
coșuleț, o să încercăm zona bechetului pe care nu prea am pescuit-o, dar merge foarte bine în perioada de o să vină, dar așteptăm să se salte. Ne cam sparg țânțarii că intrară în pădure și se lasă seara. Am plecat, Alex, Nicu, mă duc să-l ajut să aranjăm repede astea și ne-am tirat acasă. Chiar mi-a făcut plăcere. Ce să mai, vă țin la curent.